parte de comunicare non-verbală, cât și de public speaking. Mi-ar fi greu să le numesc așa sau să fac o selecție acum. Cert e că primul lucru care mi-a rămas în minte a fost legat de controlul pe care, diferit pe care l-ai asupra părților corpului. Și chiar mi-am dat seama și parcă mi-am dat așa o palmă peste față că nu am fost atentă la... că până acum nu eram atentă la mișcarea picioarelor atât de mult. Și chiar mi-am dat seama de momente în care încercam să fiu cât mai deschisă, însă picioarele spuneau altceva și mi păream autentică. Pe lângă asta mi-a plăcut foarte mult faptul că am văzut efectul pe care l-a avut, pe care l-are prima atingere. Mi s-a părut foarte vizibil. Și, bineînțeles, toate lucrurile legate de public speaking sunt sigură că o să mă ajute în trainingurile pe care o să le susțin.